O bună nutriție a răsadurilor garantează obținerea de plante de roșii puternice și de înaltă calitate. Acest fertilizant este în special pentru răsadurile de roșii și chiar și acele plante care sunt fără speranță pot fi readuse la viață. Pentru a prepara acest îngrășământ natural, avem nevoie de lapte, ideal să fie crud, care se amestecă cu apă în proporție de o parte lapte, 9 părți apă. Se amestecă bine și se udă răsadurile cu această soluție. Dacă răsadurile sunt mici și încă nu au primele frunze dezvoltate, atunci putem folosi o seringă pentru a doza mai bine cantitatea de îngrășământ. Laptele are o compoziție echilibrată de nutrienți utili care sunt benefici pentru răsaduri, în special cele de roșii. Conține și bacterii lactice care au un rol pozitiv asupra plantelor. Are de asemenea un rol protector și previne dezvoltarea bacteriilor care duc la moartea răsadurilor.